Am revenit în direct. Google a făcut topul public al celor mai căutate căutări ale românilor din ultimul an, iar experții care le-au analizat spun că subiectele căutate nu prea au de-a face cu istoricul căutărilor din alți ani. Potrivit Google, cutremurul din Turcia a fost pe primul loc în topul celor mai căutate momente ale anului 2023. Printre cele mai populare căutări se află inteligența artificială, războiul din Gaza și greva profesorilor. Se regăsește de asemenea numele Ronnie Hartner, dar și Oppenheimer, numele fizicianului a cărui poveste a fost ecranizată în acest an. În ceea ce privește rețetele, cei mai mulți români au vrut să știe cum se pregătește magiunul de prune sau parizerul de casă ori dulceața de căpșuni. Mulți români au căutat și tehnici de negociere și de vânzare. Google a prezentat tradiționalele liste cu cele mai populare căutări ale românilor în anul care tocmai se încheie. Listele Google arată subiectele și oamenii care au generat cel mai mare interes în căutări în România, cele mai populare evenimente în 2023 pentru români, ce i-a interesat în materie de filme, seriale și rețete, sau ce întrebări și-au pus. Cutremurele au fost tema principală a anului 2023 în căutările românilor pe Google. Cutremurul de peste 5 grade Richter, ce a avut loc în Gorj în februarie, dar și tragicul seism care a lovit Turcia la începutul anului au generat o creștere rapidă a căutărilor pe Google legate de cutremur. Inteligența artificială este tehnologia momentului, iar acest lucru s-a văzut în căutări. În plus, în lista reperelor anului 2023, în căutări găsim evenimente globale, precum conflictul dintre Israel și Gaza, dar și locale, cum a fost greva profesorilor din România. Regăsim și decesul Ronnie Hartner, cel mai recent model de iPhone, dar și Oppenheimer, o căutare care vizează pe de o parte filmul omonim, dar și fizicianul Robert Oppenheimer, a cărui poveste este ecranizată. Creațiile românești sunt bine reprezentate anul acesta în listele căutărilor după filme și seriale. La capitolul rețete s-au căutat gusturi din trecut adaptate trendului actual de mâncat sănătos, precum rețete de parizeri de casă, dar și elemente mai exotice, precum rețete de cocktail sau cu tapioca. Românii s-au întrebat cum a murit Vlad Țepeș pe fondul serialului dedicat domnitorului român, difuzat anul acesta, dar și cum se produce un cutremur sau cum se face maiaua. Au vrut să afle mai multe despre tehnici de negociere, de vânzare sau de citirea chipului. Nu în ultimul rând, românii au căutat pe Google în ce și cum să investească, domeniul de investiție cel mai căutat anul acesta fiind fotovoltaicele.